Nu-mi doresc să fie, m-am măritat. A, în sfârșit s-a măritat Raicu. Nu, în sfârșit Raicu-i fericită. Sunt o luptătoare, o să fiu tare. Andreea Raicu este o luptătoare și are mari planuri pentru viitor. Însă atunci când vine vorba de nuntă, ocolește mereu răspunsul. Pentru cei mai mulți, căsătoria este validarea unei relații. Pentru mine, căsătoria este rezultatul unei relații frumoase. El nu este un scop în viață. Îmi doresc să am o relație frumoasă și liniștită. Nu-mi doresc să fie, m-am măritat. A, în sfârșit s-a măritat Raicu. Nu, în sfârșit Raicu-i fericită. Prefer să fiu fericită decât să fiu validată de societate. Eu când am împlinit 30 de ani, toată lumea a sărit pe mine. Vai de mine, faci 30 de ani. Ce se întâmplă cu tine? Nu te-ai măritat. Și eram foarte relaxată până când toată presiunea asta a pus stăpânire pe mine și m-am speriat. Nimic nu e întâmplător, toate s-as puse la locul lor. Nici când vine vorba de copil, vedeta nu pare mai hotărâtă, deși nu ar spune nu. Totuși, fosta prezentatoare TV visează la ziua în care va deveni mămică pentru prima dată. Andreea Raicu spune că în momentul în care va deveni mamă, își va dedica tot timpul copilului ei și îl va învăța valorile pe care ea le-a primit în copilărie de la părinți, cum ar fi onestitatea, sinceritatea și respectul. Îți dorești ceva? Pentru că ceilalți au. Exact. Nu pentru că tu îți dorești asta. Exact. De foarte multe ori există copii care se fac din acest motiv. Am ajuns la vârsta de nu știu cât, toți prietenii mei au copii, trebuie să fac și eu copii. Dar copilul ăla ce vină are că tu îl faci doar ca să fie obiectul atenției tale sau obiectul de comparație cu ceilalți? Un copil este rezultatul unei relații frumoase. Sunt puternică. Până atunci, trebuie să-și găsească înainte alesul inimii. Bineînțeles că va veni. Cum ar fi să-mi imaginez că nu o să mai vină? Asta am spus de foarte multe ori. M-am bucurat de fiecare călătorie, că practic o călătorie pe care am avut-o în viață și din care am învățat foarte multe lucruri. A învățat și mai învață, dar o face și atunci când este singură. Am învățat că relația cu tine este cea mai frumoasă relație pe care poți să o ai. Că dacă nu ai tu o relație bună cu tine, cu siguranță nu poți să ai cu altcineva.